Consiliul Județean Hunedoara vă invită în perioada 12-16 iulie la cea de-a noua ediție a festivalului Opera Nights, eveniment major desfășurat în aer liber care face parte din ofensiva culturală de promovare a județului Hunedoara. Festivalul de operă vă propune în acest an 5 seri de spectacole de înaltă ținută în tot atâtea localități din județ: Orăștie, Brad, Petrila, Hunedoara și Deva. Intrarea la eveniment este liberă în funcție de numărul locurilor disponibile. Mâine, 12 iulie, de la ora 21, se deschide Festivalul Internațional Opera Nights la Orăștie, acolo unde publicul iubitor al genului se va delecta cu La Traviata de Giuseppe Verdi. Joi, în 13 iulie, la aceeași oră, festivalul se mută la Brad, unde se va interpreta opera Bărbierul din Sevilla. Festivalul poposește în acest an și la Petrila, unde vineri, 14 iulie, de la ora 21, incinta fostei mine va prinde viață prin intermediul piesei Carmina Burana. Sâmbătă, de la aceeași oră, la Hunedoara va răsuna Rigoletto, iar duminică, în ultima zi a festivalului, Trubadurul va fi spectacolul de încheiere a festivalului în curtea Consiliului Județean Hunedoara. M-am bucurat când Consiliul Județean Hunedoara, prin declarația fără echivoc a președintelui său, Laurențiu Nistor, a decis să ridice festivalul Opera Night la un nivel superior, incluzând 5 localități de pe întreg cuprinsul județului, oferind astfel iubitorilor muzicii de gen un eveniment perfect încadrabil în ceea ce numesc ofensiva culturală a Consiliului Județean. În județul Hunedoara, Consiliul Județean susține instituții importante de cultură, dar nu avem însă un teatru de operă și balet, gen pe care amatorii îl pot viziona doar mergând în alte localități. De aceea, susținerea festivalului Opera Nights mi se pare foarte importantă. În acest fel, dovedim înțelegerea profundă a importanței anumitor genuri muzicale pentru activitatea culturală. Respectăm un public care altfel s-ar fi simțit neglijat, abandonat, cu atât mai mult cu cât celelalte genuri sunt foarte bine reprezentate în peisajul cultural hunedorean, a declarat Costel Avram, administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara. Evenimentul este organizat de către Consiliul Județean Hunedoara cu sprijinul instituțiilor culturale din subordine. Intrarea publicului este liberă în limita locurilor disponibile.